Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi o să împărțim în două emisiunea. În prima parte a emisiunii o să încercăm să vedem cum stăm cu pedepsirea celor despre care ni se spunea că sunt corupți, răi, în campania electorală și să vedem cât de multe lucruri s-au făcut pe segmentul ăsta, dar totodată vrem să vedem care sunt condiționalitățile pe domeniul justiției pe care trebuie să le îndeplinească Republica Moldova până la primăvară pentru a putea demara negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Invitații din această parte a emisiunii sunt Olesia Stamate, șefa Comisiei Juridice a Parlamentului. Bună seara, bine ați revenit la noi. Și Nicolae Eșanu, fost secretar de stat la Ministerul Justiției. Bună seara. Bună seara. Așa. Ne-au cam nedumerit în ultimele zile aceste noutăți pe care le-am tot primit de la Autoritatea Națională de Integritate, aceste acte de control, în privința unor oameni despre care nouă, în trecut, mi se spunea că sunt cu pete negre. Și iată că vedem aceste acte de constatare ale Autorității Naționale de Integritate, în care aceste persoane, cum ar fi Clima, Pânzari, Țârdea și așa mai departe, mai ceva mai înainte domnul Musteață, iarăși tot a fost, de la CSM a fost salvat într-un fel de Autoritatea Națională de Integritate, vedem că ni se spune că cu averea lor este tot în regulă și nu există niciun fel de probleme. Pe de altă parte, noi vedem în actul de constatare a aniului lucruri care par pur și simplu nostime, ca să nu zic altfel, cu plata studiilor de către bunici pentru copii și așa mai departe, lucruri care pentru toată lumea este clar că e o formalitate care a fost invocată pentru ca să nu se ajungă la banii care nu sunt probabil cei mai curați. Întrebarea este ce se întâmplă? De ce avem această situație? Ce se întâmplă la ANI în general? Deci, în principiu, cred că subiectul sau problema putem să o împărțim în câteva segmente, ca să înțelegem care este, de fapt, tabloul de la ANI. Deși și eu trebuie să recunosc că nu cunosc foarte bine ce se întâmplă pe interiorul ANI. Deci eu nu cunosc ce fac inspectorii, care este activitatea lor, cât de corect verifică. Deci ei sunt independenți în activitatea lor de verificare a averilor și intereselor. Respectiv, pot să-mi dau seama despre activitatea lor din ceea ce vedem publicat prin actele de constatare. Eu am fac o paranteză, o paranteză doar. Eu am încercat personal să-l sun pe domnul Lilian Chișcă, care înțeleg că are, îi deține interimat. Dânsul este inabordabil, telefonic cel puțin. Sperăm să reușim într-o altă tentativă în perioada următoare, pentru că avem întrebări la această instituție, așa cum am mai și avut. Da, continuați. Mâine Lilian Chișcă vine în plenul Parlamentului să prezinte raportul anual de activitate al Autorității Naționale de Integritate și a fost, l-a prezentat în Comisia Juridică săptămâna trecută. Și mâine este invitat în plen. Sunt sigură că vor fi multe întrebări de partea deputaților. Foarte mult să-i adresați întrebări. Eventual, dacă colegii dumneavoastră vor fi undeva în alături sau pe alături de plenul Parlamentului, pot să-l prindă și o pe dumneavoastră să-l întrebați acolo pe loc. Ok. Deci, ca să fie foarte clar, această autoritate nu este curățată, în sensul adevărat al cuvântului. Inspectorii care au lucrat până acum în cadrul autorității continuă să lucreze în mare parte. Poate au plecat 1, 2, 3, nu știu exact câți, dintre cei care au lucrat cu conducerea anterioară a autorității. Ceilalți, marea majoritate, sunt cei care au lucrat anterior. Unii sunt probabil de bună credință, alții sunt așa cum sunt. Deci nu trebuie să avem așteptări foarte mari față de această autoritate imediat. Ce trebuie să se întâmple la această autoritate este să Consiliul de Integritate să desfășoare, să pornească concursul pentru selectarea noului director al acestei instituții, să numească în funcție noul director și să vedem cum se întâmplă lucrurile pe interiorul acestei instituții după numirea în funcție a noului director. Deocamdată, domnul Chișcă exercită interimatul, fiind vicepreședinte al autorității și probabil încearcă să facă ceea ce știe că trebuie făcut în primul rând în această autoritate, inclusiv
să închidă în sensul finalizeze controlul pe anumite dosare care au fost inițiate acum mult timp în urmă. De ce? Deci întrebarea logică este de ce aceste dosare au stat supreș la Autoritatea Națională de Integritate un an, un an și jumătate, 2 ani de zile, fără a se da o soluție. Deci interesul conducerii anterioare a autorității a fost să țină aceste dosare fără o soluționare. Pentru, nu știu, pentru a putea influența anumite procese, pentru a putea zice, uite, n-am dat o soluție, mai așteptăm un pic. Și acum ce fac? Ei iau și dau soluții din astea pe care le-am văzut în ultimile zile doar ca să nu țină dosarele la sertar? Sau cum să înțelegem? Ei trebuie să dea soluțiile conform legii. Nu să le dea soluțiile doar pentru a elibera sertarele de dosare vechi. Deci asta să fie clar. Acum, în ce măsură aceste dosare sunt conform legii sau nu sunt? Nu sunt eu în măsură să mă expun, deoarece eu nu am văzut întreg dosarul de verificare. Cel care este pe masa inspectorului, care poate să-mi zică toată informația pe care a verificat-o inspectorul, care o dețin eu. Din conturile bancare ale persoanei, informația de la inspectoratul fiscal, etc., etc., pe care o cumulează inspectorul. Însă ceea ce pot să spun preliminar pe anumite chestii pe care le-am observat în actele de constatare este că ele se bazează pe legea veche, înainte să o fi modificat noi în octombrie 2021. Atunci când, în baza legii, legislației vechi, puteai să declari o oarecare valoare a bunurilor. Deci, care o dorești tu? Că e contractuală, că e cadastrală, că e... Deci nu era... Și dacă aveai un contract de vânzare-cumpărare a unei mașini cu 10.000 de lei sau cu 5.000 de lei, o declarai pe aia. Și Autoritatea Națională de Integritate era, într-adevăr, în imposibilitatea de a face ceva în acest sens. Nu sunt de acord, categoric. Nu a existat niciodată niciun text de lege care ar fi spus care sunt regulile de verificare. A face referință la faptul că la declarare eu indic un anumit preț, categoric nu înseamnă că autoritatea, în actele sale de constatare, va porni tot la acest preț. Ne-au vândut gogoși totdeauna, v-au mințit și vi se pare că ați schimbat ceva în lege. Nu. Autoritatea trebuia să vină și să evalueze averea. Legea prevedea evaluarea patrimoniului. Și nu era scris că evaluarea se face în baza declarațiilor făcute de câte părți. Deci a fost o fumigenă care s-a aruncat toată vremea în ochi la toată lumea pentru ca să nu își îndeplinească mandatul pe care îl au. Nu este adevărat, domnule Șanu. De ce nu este adevărat? Nu sunt de acord. Cunoașteți un text de lege care spune la verificare are importanță suma declarată? Nu, cunosc nu, legea. Apoi atunci care e problema? Ce concluzii rezultă din faptul? Eu trebuie să declar și trebuie să indic prețul cu tare. Ce rezultă de aici? Nimic nu rezultă. În lege scrie prețul care se declară. Deci care nu, preț? El îl declară. Dar când eu verific și arăt care e averea lui dobândită, eu n-am nicio treabă cu ce a declarat el. Eu constat ce averea are el. Adică, după logica noastră, dacă el nu a declarat averea, el în genere nu poate fi atras la răspundere. El nu a declarat niciun preț, sau poate avea oricât. Fals. Total fals. Și dacă o persoană declară că contractul de vânzare-cumpărare a unui apartament este îl costă de 10.000 de lei. 50.000 de euro, de exemplu. Și care e problema? Și valoarea este valoarea reală pe care am putea să o considerăm, dumneavoastră ați putea să o considerați sau eu să o consider că nu este 50.000, dar este 70.000 de lei. Da. Ce face ANI? ANI constată că el are aviere pe care el a dobândit-o la prețuri pe care l-a indicat. Contractele de vânzare-cumpărare se declară inopozabile toate, pentru că o condiție care, cu regret, lumea învață teorii la facultate, dar nu învață, o condiție de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare este un preț serios. Deci în măsura în care se constată că prețul este neserios, și după mine cât cumperi Porsche Cayenne, este neserios, da, automat atrage atenție că tot ce este scris un contract, cel ai foaie verde, de punct de vedere a unui jurist care cunoaște legea. Corect, dar dacă nu cunoaștem legea, sigur, cum spune după ce știți. Și ce faci cu contractul? Aniu, ce faci? Aniu spune, nu mă interesează contractul tău. Contractul tău nu mă interesează. Minim, eu constat că tu ești proprietar, da, a unei case care valorează 50.000 de lei. Și ai scris un contract tău. Păi și ce face? Îi face evaluarea ANI-ul? Da, normal. Face evaluarea ANI și arată. Tu ai aviere pentru faptul
Și în acela o să vină și o să invoci contractul, noi o să spunem condițiile din contractul. Okay. Sunt contractul următoare. Este unul încheiat de părți, înregistrat, înregistrat în notar. Contractul, deci, în genere, hai să trecem la teoria contractului. Contractul produce efect între părți, doar între părți. Pentru mine, contractul vostru, asta e filchinagramul. Voi puteți să scriți ce vreți voi în contract. Eu nu sunt ținut de contractul vostru. Contractul, încă o dată repet, este legea părților. Adică produce efecte juridice între părți. Pentru terți, spune, pe mine nu mă interesează ce ați scris voi acolo. Pentru mine, contractul tău nu a produs efecte. Da. Și când se înregistrează un automobil la prețul respectiv? Nu este total diferit. Nu este adevărat, domnule Ieșanu. Atât timp cât nu-i dai instrumente unei autorități să-și facă treaba corespunzător, nu o să-și facă. Atâta timp cât tu îi spui că el compară prețul pe care l-a declarat în declarații cu prețul care este fiecare. Nu, dar nu scrie nicăieri ce trebuie să compari. Asta e falsul. Asta e fals. Niciodată n-a existat un text de lege care îi spus să compare prețul din contractul de dobândire sau acel declarat. El verifică nu averea. Autoritatea Națională de Integritate nu verifică dobândire. Averea. Nu, dobândește. Dacă poate averea pe care el o are este în concordanță cu veniturile care le-a obținut. Nu averea care o declară, dar averea pe care el o are. Deci e toată averea pe care el o are, constată cât ea valorează și se uită, o raportează la venituri. Și constată dacă este. Problema cu prețul nu are legătură direct cu asta. Bun, și înțeleg. Dar am spus, niciodată nimeni nu poate veni să-i spună la ani, bunul ăsta valorează atâta, de atât scrie asta în contractul meu. Eu spun că e foaie verde, tu poți să mai ai, apropo, 5 contracte prin împrejur și o să vă fraierească așa și pe viitor, pentru că el poate încheia cu privire la același bun, poate încheia 3 contracte în care unul e scris preț, când toți vrei să-l prinzi, el îți spune, dar e o altă înțelegere în care e scris preț și aici eu am arătat doar partea rămasă din preț, pentru că eu am dat în plată alte bunuri și vânzarea, cumpărarea, o parte din preț a fost plătită și eu am arătat-o aici. Noastre, dacă vă lăsați pe instrumentele de drept public să vă băgați în chichițele de drept privat, vă garantez eu că ați pierdut din start. Pentru că în dreptul privat se aplică principiul. Pot face tot și îmi trăsnește inimii prin cap. Și ce am să fac eu în relația cu cealaltă? Și anume pentru a nu ajunge de a contesta la nesfârșit aceste subiecte, că asta se contestă în instanța de judecată, și asta durează ani de zile, și domnul Ieșanu știe foarte bine cât durează, așa, și am să ajungem la procese de 5 ani, de 7 ani, am zis că modificăm legea ca să nu mai poată fi posibilă declararea la prețuri derizorii. Acum se declară la prețul de piață. Da, dar dacă se declară, eu apropo n-am urmărit și aici trebuie să recunosc că e bine mie, dar chiar dacă el o să declare la un preț, dar dacă ați păstrat varianta că el poate să dobândească la prețuri derizorii, asta nu o să-i puteți face nimic, pentru că el a declarat, dar o să spună că... Deci el declară fie prețul contractual, fie cadastral într-o coloniță și alături declară prețul de piață. Și atunci ce ați schimbat? Prețul de piață, fiindcă el este obligat să declare prețul de piață. El a declarat prețul de piață, dacă îl contractați averea lui, el a spune, păi casa mea... Nu, o costă un leu și eu am avut un leu. Fiindcă aici se compară. El trebuie să dea explicații. De ce prețul contractual este diferit față de prețul... Sunt diferite situații. Aceiași judecători, procurori, dar nu doar ei, care evaluează prețul de piață? Asta vreau să înțeleg. El singur îl pune? El, pe responsabilitatea lui, el poate să contracteze servicii de evaluare, dacă nu, face o estimare plus minus. Oricum, este o anumită marjă. Da. La prețul de piață. Iar Autoritatea Națională de Integritate deja are posibilitatea să contracteze serviciile unui evaluator. Dacă în cazul în care are dubii, are suspiciuni, atunci contractează servicii de evaluare a prețului și respectiv are o evaluare independentă făcută pe prețul respectiv. Da. Noi, încă o dată, am repetat totdeauna și am spus la fosta conduși și acum. Am spus, nu aveți nicio treabă cu ce declară el. Important este noi să evaluăm obiectiv ce avere el are, inclusiv pe cei care el nu și-a scris-o pe dânsul. Noi statul. Noi statul, da. Deci noi trebuie să ne facem un mecanism prin care să identificăm averea pe care el o are, fie scrisă pe dânsul, fie scrisă pe vecini, fie orice, dar noi să-i demonstrăm patrimoniul lui, indiferent ce l-a declarat. Declararea lui este punctul de pornire.
El a venit. Faptul că el declară preț de piață, preț de contract, bun, preț asta trebuie să fie secundar. Pentru că dacă noi, măcar o clipă, admitem ideea, că noi intrăm în chichița între și el face în privat și cum noi să verificăm, el o să ne bată măr totdeauna. Uh-huh. Deci noi nu avem șansă să reușim, pentru că el o să inventeze atâtea scheme juridice, plus încă o să vă mai bunurile respective, o să le grevieze cu diferite lucruri. Domnule Șanu, trebuie să fiți de acord că nu poți pune semnul egalității într-o anchetă penală, de aceeași îmbogățire ilicită și mecanismele pe care le are procuratura de acord. Pentru a identifica aceleași bunuri care scrise pe rude, bunuri peste hotare și așa mai departe, cu mecanismele pe care le are ANI. Ele chiar nu sunt același. ANI nu trebuie să depindă de ce declară el. Nu, dar pornește de la declarare. Pornește, ce importanță? Și am o explicație în logic, să înțeleg eu tot tantamul care a venit. Care e diferența? Ca ANI Purești, dar așa că el a indicat 10.000 care le-au scris în contract sau 40.000 care le-au scris el la evaluare de piață? Dacă ANI tot una o să trebuiască să uite și să vadă, băi, stai, că de fapt el a spus 40, dar văpșeta e 20, noi putem face. Sau din contra, el a evaluat chipurile de piață 40, dar în realitate e tot 100. Deci ANI, oricum, într-un final, trebuie să decidă pornind de la propria evaluare. Așa că tot chichița asta, când noi vindem, că mare lucru facem noi. Acum nici măcar nu putea să facă propria evaluare. Deci ei nu aveau posibilitatea să facă propria evaluare. Dar eu, stați că rezult că eu critic până acum, dar vreau să ajut. Nu, eu, apropo, Al Capone, ați auzit de așa lume? Toată lumea știe. Aveți dubii că în Statele Unite sunt instituții funcționale care noi nu o să le atingem încă de acum? Nu am dubii. Păi iată, toată puterea Americii care a fost aruncată asupra lui Al Capone să-i demonstreze că el a spălat bani și a făcut cei ce noi le incriminăm, n-au putut și au putut să-l condamne doar pe chestii secundare. Al Capone nostru tot acolo a fugit când a fugit din Moldova. Nu, de acord. De aceea eu am spus, noi nu trebuie să ridicăm ștacheta foarte sus, să așteptăm extraordinar. Asta este un mecanism preventiv, spunem așa, este un năvod în care o să nimerească doar... Apropo, știți care este definiția legii? Este diferit, dar un profesor de la facultatea de drept spune, legea, asta este un gard. Da. O zis că peste care sar dulei, printre care se strecoară căței și în care s-au prins doar boii. Deci, asta e, și apropo, eu credem că asta e de la noi în vieți, dar eu am citit o literatură străină. Da, asta e filozofie. Deci, ideea că noi, prin mecanismul ăsta, o să-i prindem pe toți corupții și asta, este o idee care noi o vindem în zadar societății. Haideți și ne creăm singur probleme. Înțeleg. Dar nu este un singur mecanism. Un lucru vreau asta să... și e chestia, că nu este un singur mecanism. Că nu se așteaptă nimeni că-i prins pe toți printr-un singur mecanism. Pentru asta mai sunt și alte mecanisme. De acord. Bun. Haideți, dacă tot mai sunt și alte mecanisme, haideți să le explicăm oamenilor. De ce este nevoie de ANI în situația în care noi vedem dosarele astea pe îmbogățire ilicită pe care ni le tot arată în ultima vreme Procuratura Generală? Ele nu invocă deloc actele pe care le emite ANI. Ei fac ancheta lor, procurorii fac ancheta lor separat și constată că există diferență între venituri și cheltuieli și se duc și fac percheziții individului respectiv. Întrebarea firească pentru oameni care să înțeleagă ceva din emisiunea asta. De ce avem nevoie de un ANI, de actele căruia au nevoie numai jurnaliștii ca să scrie știri? Nu. Voi, doamne, okay. Pot răspunde eu, dar... Da. Asta vreau să da, sigur, nu. Asta, deci trebuie să înțelegeți, cum a spus și doamna Stamate, în cadrul luptii cu corupția, este un fenomen atât de complex în care armele sunt atât de inegale, pentru că corupții pot să folosească forță pe care statul foarte rar o să o aibă, uh-huh. Și de aceea este nevoie de un șir întreg de mecanisme pe care încearcă cumva să egaleze șansele. De mai multe instituții care să conlucreze între ele. Fiecare să conlucreze între ele, asta e cuvântul cheie, apropo. Dacă noi nu o să reușim să ne asigurăm că avem un mecanism coerent în care toate instituțiile funcționează ca un tot integru, atunci șansa nu prea o să fie, pentru că eu v-am spus eu, o să caut crăpături, dacă nu o să fie chiar de fiecare o sară peste mecanismele noastre. Deci, ANI este
un instrument foarte util pe care și-a demonstrat utilitatea în foarte multe țări, care este punctul de pornire. Deci este un mecanism permanent de control asupra patrimoniilor funcționarilor publici și acolo trebuie să aprindă beculețele. În momentul în care acolo s-a aprins un beculeț, că și-a făcut treaba anii, deja intervine artileria grea. Procurorii, eventual, mecanisme, am spus, pot fi diferite. Faptul că nu se pun la bază documentele este absolut explicabil. Din punct de vedere procedural, procurorii pun la baza unui dosar penal doar probele obținute în conformitate cu procedura penală. Deci, noi trebuie să înțelegem că a trage cineva la răspundere penală, asta este un fel de armă nucleară a răspunderii statale. Deci, statul este atât de puternic deja la partea asta, societatea este atât de vulnerabilă, încât a fost nevoie pe parcurs să se dezvolte instrumente de protecție a persoanelor, astfel încât să nu permită statul să-și terorizeze cetățenii. Numai cu regret sau spre bine de rău, aici e discutabil. Mecanismul ăsta a ridicat niște standarde atât de înalte, că să nu poată statul să devină tiranic, încât foarte multă lume scapă de răspundere, în special datorită faptului, cu regret, organele noastre au capacitate foarte redusă, inclusiv umană, de a lupta cu asta. Și din această perspectivă, noi nu trebuie să ne mirăm că oamenii care în principiu sunt vinovați au scăpat de răspundere. Dar ei au scăpat de răspundere nu de aceea că poate cineva n-a vrut să-i atragă la răspundere. Pur și simplu n-a avut capacitatea de a-i atrage la răspundere, plus în măsura în care în societate nu o să aplice filozofia că noi, societatea, avem responsabilitatea că să nu se încalce legea. Și oamenii foarte ușor, iată cum bunica a spus că am plătit studiile, dacă asta o să facă, toată lumea se mire, băi, cetățenii cei de psihotare nu sunt oameni serioși ca noi, nu dau împrumut la rude, nu mint pentru rude în proces penal, nu îi acoperă. Păi anume de asta la ei funcționează sistemul, dar în măsura în care este o societate care este gata să arunci colacul de salvare criminalul, n-ai cum să-l faci. Ce o să-i faci? O să mergi până acolo încât să spui că n-are dreptul să bunelul să-și finanțeze studiile copilului? Nu, să arate din ce sursă obținut banii. Asta e altă întrebare. Tot trebuie să spui. El o să facă bunelul. Bunelul, ați spus asta? Foarte bine. Bunelul să duci și spune, am contract cu Xulescu. Noastră o să-i spuneți că trebuie să facă declarații X până la urmă care ați face. Plus, noi suntem un stat care încă a venit, nu știu dacă nu au fost oameni care spună, eu am un depozit cu lingouri de aur care își vede din timpul lui țarul Nicolae. Pentru că noi n-am avut mecanisme de declarare a averilor și veniturilor. Toate lucrurile astea o să spună la punct și parcurs. Deci o să vină, toată lumea o să facă... 30 de ani de independență, domnule. Dar am lucrat noi odată serios la chestia asta. Noi ne-am luptat din tancurile, nu știu ce am mai avut noi pe agenda supremă. Dar am lăsat statul ăsta de... Și noi, în continuare, avem probleme sistemice. Haideți să vă dau un exemplu ce face aniu francez. În afară de verificarea declarațiilor, asta aici ca o paranteză, procuratura nu poate să cuprindă un cerc atât de mare de subiecți cum poate cuprinde ANI. Nici ANI nu poate cuprinde prin verificarea sa toți funcționarii publici sau toți subiecții declarării averilor și intereselor. Dar cel puțin e un cerc de subiecți mult mai mare și atunci dacă constată anumite devieri, poate sesiza și procuratura. Deci, uite, eu pe partea cazuri. Mea, pe partea mea de legea deci declarării averilor, nu am putut să-l sancționez, dar uite, am constatat anumite riscuri, vă rog să examinați prin prisma legislației penale. Dar ca să vă zic unde a ajuns Autoritatea Națională de Integritate din Franța, ei verifică existența conflictului de interes în avans. Deci ei examinează agenda guvernului, subiectele, miniștrii care îi prezintă și ei fac o analiză a priori a conflictului de interes potențial pe care ar putea să aibă un ministru sau un șef de agenție și așa mai departe în promovarea anumitor subiecte. Sper că o să ajungem și noi la etapa asta. La moment vrem să vedem aniu să-și facă treaba cel puțin de verificare adecvată a
declarațiilor de avere și interese. Da, prea mult stăm la subiectul legat de ANI, dar vreau să vă întreb, când avem un președinte până la urmă a ANI-ului cu acte în regulă, ca să zic așa? Întrebarea nu e la mine, la Consiliul de Integritate. La Consiliul de Integritate ce face acolo? Îi mai întrebați din când? Zic să-i mai invitat aici în studio. Dar nu vin. Nu vin. M-am chinuit pentru această emisiune, chiar am făcut eforturi și cu colegii, dar și personal, să invităm niște oameni aici, nu știu de ce, nici în perioada după plecarea lui Plahotniuc, nici măcar doamna Antoci mai vine. Acum mai avem cu cine invita. Dar eu aș face o precizare aici. Da. Nu trebuie să așteptăm foarte mult de la numirea unui nou director. De ce? Pentru că mecanismul de control este este format așa sau instituit așa, încât nu directorul are rolul cheie în verificare. Deci inspectorii de interdicție, dar în crearea mecanismelor, nu intervine deloc în dosare. Deci speranța noastră că ANI să funcționeze este să selectăm inspectori de integritate. Integri, deci pleacă, dar iată aici trebuie să ne concentrăm atențiile. Eu, puteți să o leau, apropo, dacă vreți, căutați vinovați cine nu-i. Eu sunt unul dintre cei care port o parte dintre vină, dar eu nu ne asigur vină, dar cineva poate să considere vină, pentru că eu am insistat la timpul respectiv să existe criterii foarte înalte pentru selectarea inspectorilor de integritate. Pentru că dacă noi o să completăm corpul de inspectori cu persoane care nu sunt integre și neprofesioniste, atunci degeaba am creat. Și de atunci eu am promovat ideea și ei se plângeau toți și tot încercau să modifice legea și am spus nu. Deci mai bine astăzi avem, care nu-i funcțional, dar avem speranță că oamenii, dar așa după logica că hai să luăm, reducem criteriile, nu cerem prea multe și numim inspectori. Asta da, la prima etapă o să arăți foarte frumos, să spui că uitați-vă, oameni buni, am pornit duduie mecanismul ăsta, vă asigur eu că o să fie un efort inutil. Da, pentru eu am văzut chiar dacă ei o să facă și o să facă dosare, ele toate o să se ducă de râpul. Eu am văzut că efortul pe care l-a făcut ei pentru a aduna niște inspectori de integritate a durat ani. Doar că, domnule Șanu, criteriile sunt bune. Modul în care au fost aplicate aceste criterii este ca de obicei tradiția din Republica Moldova. Deci avem o lege bună, o aplicăm prost. Deci, unicul lucru pe care eu îl puteam și unii aveam un cuvânt de spus era ca legile să fie cumva mai aproape. Noi am mai introdus niște temeiuri de sancționare disciplinară a inspectorilor și am introdus în responsabilitatea conducerii autorității partea pe uniformizarea practicii, adică monitorizarea partea de cât este de uniformă practica. Deci astea sunt încă două instrumente adiționale, cumva, da, ei nu intervin în activitatea inspectorului propriu zis, însă pot urmări cât de uniformă este practica aplicată de inspector. Și dacă inspectorul... Adică dacă domnul Micu a fost considerat că a greșit de la CSM, domnul Micu, a fost depistat că a încălcat prevederile legei când și-a dat votul singur pentru el și în cazul domnului Musteață nu s-a aplicat același mecanism, deși el tot și-a dat votul pentru el. Asta aveți în vedere, exact. Adică uniformizare, adică la aceeași speță să se aplice aceleași... Spețe similare, să fie soluționate... Da, pentru că în cazul Micu Musteață am avut decizii diametral opuse, după cum știm. Da, în principiu, aici e o chestie. Deci, scopul, finalitatea este să avem uniformitate în tot și în instanțele judecătorești. Dar trebuie să înțelegem că la o anumită etapă, interpretările divergente sunt inevitabile. Deci până nu se consolidează. Și iată, dacă aveți doar două cazuri, la unul s-a constatat încălcare și la altul nu, de unde știți care este corectă? Eu înțeleg că nouă ne-ar plăcea cei care ne place nouă. Eu nu spun acum care are dreptate. Nu. Noi vorbim de uniformizare doar. Uniformizare nu înseamnă. Pentru că înseamnă, dacă ați mers pe logica asta, înseamnă dacă a pornit greșit primul, înseamnă că toți
Da. Unul, tiptil de urma lui greșit, total fals. Până deci în momentul în care o autoritate a statului ăsta anulează actul emis de cel care a greșit. Eu așa înțeleg lucrurile. Nu. Eu vorbesc de faptul că să fim atenți, poate e prea fină aici discuția, okay. Că nu-l putem învinui pe inspector, pentru că dacă unul a decis într-un fel, inspectorul nu este al doilea, nu este obligat să urmeze, pentru că el spune, nu, eu consider că așa l-au greșit. O să fie a treilea, a patra cazuri și o să vedem practica judecătorească sau alt mecanism de unificare. Și abia după asta noi putem vorbi despre aceea că nu se aplică practica uniformă. Da. Deci, dar faptul că dacă avem două, aici nu le puteți reproșa încă nimic. Puțin timp avem până la publicitate. După publicitate o să vorbim despre lista de măsuri pe care avem de le îndeplinit, lista de măsuri cerute de Comisia Europeană. Până la publicitate, două minute avem, vreau să vorbim un pic despre solicitarea asta făcută de socialiști la Curtea Constituțională. Cu ei nu sunt tare bucuroși de starea de urgență introdusă de, sau prelungită de autoritățile actuale și au depus o contestație. Am văzut că și dumneavoastră ați avut o postare critică. Critică la, da, dar de ce nu credeți că este ok în condițiile în care avem un război la hotar să avem această stare de urgență și guvernul să poată să aplice niște mecanisme? Deci care este pericolul în Republica Moldova? Ce o să se întâmple mâine în Republica Moldova? O să fie bombardat vreo teritoriu și avem nevoie să luăm măsuri acolo. O să vină refugiați. Nu știu ce o să se întâmple. Deci dacă îmi spui că iată este războiul alături, da, și eu introduc starea de urgență, da, eu spun că iată eu, din informațiile care le am, spun că în Republica Moldova ne așteptăm că săptămâna viitoare, cu un alt grad de probabilitate, săptămâna viitoare o să se întâmple asta. Eu am nevoie de măsuri pentru că asta s-o combat. În măsură, faptul că este război acolo, ce ne afectează pe noi acum? Energetic ne afectează. Cum și economic ne afectează. De ce are nevoie situația excepțională? Noi acum avem criză energetică. O să fie săptămâna viitoare criză energetică. Din postarea domnului Spân, înțeleg că azi s-a rezolvat problema cu criza energetică. Și ce e Comisia Excepțională? Ce nu poate lua un organ normal de stat? Nu știu, ne spune iată, doamna asta mai. Este nevoie să se adopte, să încheie un contract direct. Parlamentul se întrunește dimineața, adoptă o lege, la amiază să președintele o promulgă și seara este publicată în monitorul. Am auzit argumentul ăsta. Se spune, se permite încheierea contractului direct. Da. Este nevoie de bani. Parlamentul adoptă o decizie, se alocă Lucutărescu suma X de bani. Argumentul deci ăsta l-am auzit și am încercat să-l înțeleg și pe alocuri l-am înțeles. Adică în condițiile în care ei au o majoritate, au guvernul, au președinția, evident că are logică ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar eu am pornit iarăși pe detalii. Logica e simplă. Deci, spus așa, situația excepțională presupune un pericol pentru națiune care nu poate fi contracarat sau efectele căruia nu pot fi înlăturate prin mijloace rase. Și asta, deci noi nu știu de ce am înțeles că asta înseamnă un mecanism comod de luare a deciziilor. Da. Este total, fundamental greșit. Deciziile sunt rezultatul la altceva. Deci decizia este instrumentul care se dă. Dar asta înseamnă să-i dai competențe extraordinare unui organ de stat care altfel nu îi le poți da. Deci, noi nu înțelegem ce înseamnă situație excepțională. Eu vă spun, asta e una dintre cele mai grave lucruri care se întâmplă. Pentru că asta înseamnă derogarea, iată dumneavoastră, vi se pot limita drepturile și libertățile fundamentale. Și așa de ușor a acceptat. Este astăzi un temei, că Comisia Excepțională să decide, noastre mâini nu aveți drept să ieșiți din casă. I-ați dat dreptul ăsta. N-aveți dreptul să mai spuneți nimic. I-ați dat dreptul ăsta. Noastre înțelegeți ce înseamnă instituirea situației excepționale. Toată lumea vede că guvernul sau comisia respectivă ușor poate rezolva o problemă. Care da, poate dar totodată toată lumea vede că Comisia pentru Situații Excepționale nu emite astfel de restricții de care da, spuneți eu asta noastră. Spun, nu înțelegeți că asta este un precedent. Înțeleg. Mâini, iată, o exercițiu foarte simplu. Mâini vine, vine un guvern peste pro-rus da, care se înțelege cu Gazprom și ne taie gazul. Da. Și spune, se o noi introducem situație excepțională și vă închidem situația. Da, reacția doamnei Stamate după publicitate, din păcate, vine peste noi și nu putem să lungim aceasta.
Da, revenim la discuție. Am zis că după publicitate, doamna Stamate, aveți dreptul la replică. Starea de urgență s-a instituit pentru a putea fi luate decizii rapide, atunci când a fost necesar. Acum, închiderea spațiului aerian. Exact. Da. Acum mai multe și mai inclusiv, multe. Inclusiv anumite derogări de la legislație în ceea ce ține de regimul trecerii, traversării frontierii, derogări ce țin de migranții din Ucraina, refugiații din Ucraina, cu ce acte pot să se afle pe teritoriul Republicii Moldova, că nu trebuie să înregistreze timp de 30 de zile. Da. Deci toate acestea. Acum, evident că aceste, pentru a nu extinde foarte mult starea de urgență, starea excepțională, aceste derogări urmează a fi introduse în legislație. Pe o perioadă anumită, deoarece altfel, uitați, toate deciziile care s-au luat la CSE, în cazul în care starea de urgență expiră și nu este prelungită, ele nu mai sunt valabile. Deci valabilitatea lor și toate derogările care s-au făcut cu privire la refugiați și alte aspecte ce țin de securitatea statului nu mai sunt valabile. Deci ele trebuiesc instituționalizate în actele normative respective ca să nu ne aflăm în situația în care revenim la situația de până la și toate aspectele care țin de gestionarea refugiaților nu mai pot fi rezolvate în baza prevederilor adoptate de către CSE. Asta este un aspect. Al doilea aspect, evident, rapiditatea cu care poate să adopte CSE-ul decizii vis-a-vis de procesul legislativ obișnuit în Parlament, care este unul mult mai lent. Întrebarea pe care am auzit-o inclusiv de la reprezentanții opoziției este ce vă încurcă să treceți aceste lucruri prin Parlament, prin procedură obișnuită. Adică, simplu, v-ați întrunit dimineața, ați votat și v-ați dus acasă. Și mai departe, procedura... Semnare, publicare. Totuși, procedura nu este atât de rapidă. În momentul în care vine guvernul cu propunerea legislativă, sunt anumite etape pe care le parcurgem. Un deputat. Poate fi și inițiativa unui deputat, dar nici atunci, ca și transparență, adică formal, parcă s-ar putea. Ca și transparență, ce va avea de câștigat acest proces, ca și transparență vis-a-vis de decizia care se adoptă la CSE și care oricum este publicată. Da, noi am avut o dispută la una din emisiunile precedente, cred că chiar la emisiunea trecută, că ziceam de situația cu administratorul special de la Avia Invest. Și cineva zice, dar poate asta e motivul, pentru că cineva vrea ca statul în perioada stării de urgență să aibă administratorul lui la Avia Invest și să controleze lucrurile din aeroport. Și de asta zicea persoana că poate ăsta este motivul pentru care tot instituiți această stare de urgență. Nu cred că ar fi așa un motiv de... Poate nu este el insignifiant, dar nu cred că este suficient pentru a extinde starea de urgență, cu siguranță. Probabil sunt mai multe motive care, în afară de cele care le-am menționat eu, pentru prelungire, dar eu sper foarte mult că starea de urgență nu va mai fi prelungită ulterior. Deci ceea ce trebuie să facă regulă în lege... Să sperăm că nu o să mai fie război. Dar războiul se termină. Războiul să fie. Stați că stăm prost cu logica. Da. Dacă e motiv război acum, înseamnă că trebuie prost. Nu doar război. Dar deci, ce altceva? Acele derogări care au fost făcute ca consecință a războiului, nu trebuie să fie introduse în lege, astfel încât ele să fie valabile și după expirarea stării de urgență. Pentru asta ar trebui ca aceste inițiative să fie deja înregistrate în Parlament. Noi nu am auzit. Trebuie să vină de la guvern, cel mai bine, fiindcă ei știu cel mai bine ce au adoptat la CSE. Bun, mergem mai departe. Vreau să, puțin timp ne-a rămas și vreau să reușim să discutăm măcar câteva din condiționalitățile pe care ni le-a sugerat cumva Comisia Europeană, pe care trebuie să le îndeplinim, înțeleg că până în primăvară, pentru că atunci urmează un raport important, de care depinde dacă începem sau nu negocierile de aderare. Una din aceste condiții se referă, sună așa, să implementeze angajamentul de dezoligarhizare prin eliminarea influenței intereselor în viața economică, politică și publică. Vrem să ne descifrați punctul ăsta, pentru că nu l-am înțeles. Adică noi încă nu ne-am dezoligarhizat. Dacă închideți microfonul, ați vă explic. Nu cred că merită să discutăm. Cum nu merită să discutăm, domnule Șanu? Este un punct, că, cum spuneai, de care trebuie să ne înțelegem cu privire la sensul termenilor.
Deci punctul respectiv o să fie un punct care o să dea mari bătăie de cap și părții moldane și părții celor care l-au fixat condiționalitatea. Nu-i prima și nu o să fie nici ultima dată. Așa că m-ați băgat încă mai tare în ceață. Fiindcă poate fi interpretat, asta vrea să zic domnul Ieșanu. Da, poți interpretabil și nu este adică, clar ce trebuie de făcut. L-a introdus așa pur și simplu în lista de condiționalități. Să discutăm după emisiune și așa aveți mai mare claritate. Nu se merită să discutăm în spațiu public. Ce eu azi vreau să vă spun. Ok, să ascult după, în pauza de publicitate, da? Sunt anumite mecanisme, cel puțin cele care le-aș vedea eu, ce țin de transparentizarea activității anumitor întreprinderi, inclusiv întreprinderi cu capital de stat. De exemplu, vis-a-vis de asigurarea activității eficiente a Consiliului Concurenței, care să asigure o concurență loială pe piață. Deci sunt mai multe mecanisme. De asta domnul Ieșanu zice că e așa un termen foarte larg, care îți permite, dar bine, neavând niște indicatori foarte exacti la această cerință sau la această condiție, evident că vom fi în discuții cu Comisia Europeană să înțelegem ce anume se așteaptă de la noi să facem pe acest segment, astfel încât progresul să poată fi considerat suficient. Fiindcă evident că să spunem așa, un progres sau un rezultat 100% în câteva luni este greu de obținut, dar totodată un progres suficient din punctul de vedere al Comisiei Europene, putem să-l realizăm, dar trebuie să știm implicit și ce se așteaptă de la noi. Asta mă gândeam, că poate la liniuță să ni se spună ce avem de făcut. Îmbunătățiți legislația bancară, ca să nu mai aveți o legislație prin care permite pe aici bagi banul, pe acolo îl scoți. Da? Adică moldovanului trebuie să-i spui exact ce are de făcut, pentru că altfel o ia, cum să vă zic, noi am mai văzut, mai ales într-o țară în care a dominat haosul destul de mulți ani și din care s-a furat un miliard, adică avem o istorie interesantă. Dacă deschidem negocierile cu UE, atunci acolo vom avea punctual. Acolo va fi foarte exact ce avem de făcut. Nu, pentru și până eu mă când gândesc avem de așa, făcut. Că în primăvară, când noi ne ducem să susținem, nu știu ce, în fața Comisiei Europene și ascultăm acest raport, noi o să ne spună, ia ca la punctul 4, ia spuneți-ne ce ați făcut voi pentru a dezoligarhiza. Nu, ei dinainte o să trebuia să pregătească raport, să prezint și la punctul 4. Ca să spunească ei mai înainte. Bun. N-am înțeles foarte bine, dar trec peste treaba asta. Un alt punct. Să finalizeze pașii esențiale a reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție lansat recent, în special pentru a suplini toate posturile rămase vacante în CSM. Asta e o problemă, din câte am înțeleg și de la unii judecători cu care mai discut. Problema asta rămâne. În CSM. Legată de CSM, dar și de sistem. Pentru a suplini posturile vacante în CSM, este vorba de acel preveting, care acum a început. Fiindcă fără preveting nu poate avea loc adunarea generală a judecătorilor prin care să fie aleși noi membri ai CSM. Și respectiv noi aici trebuie să arătăm progres până atunci când dăm raportul, că s-a finalizat etapa de verificare a integrității candidaților, aceștia au fost propuși adunării generale pentru și respectiv Parlamentului pentru cei 6 membri non-judecători și s-a finalizat etapa de selecție, da? Concursul și adunarea generală. Avem o componență nouă, verificată, a CSM. Deci asta se dorește și respectiv până în primăvară trebuie să livrăm. Până în primăvară trebuie să avem un CSM funcțional. Absolut. Mai devreme. Până în primăvară. Nu, deci până în primăvară trebuie, dar îl vom avea mai devreme. Presa cu regret nu atrage atenție. Deci asta este cel mai important lucru care se va întâmpla în acest mandat al curentei majorități. Deci de faptul cum se va reuși selectarea unor oameni integri și profesioniști în sistemul judecătoresc depinde dacă noi vom începe să avem schimbări mai apropiate. Pentru că chiar și acel predating, vă rog frumos, nu mai folosiți că chiar și acel dating care o să-l faceți, niciun rezultat nu o să fie, rezultatele o să fie. Și apropo, iarăși, ridicați ștacheta foarte tare, nu există nicio țară care a demonstrat că datingul a adus rezultate foarte bune. Da, este Albania, care parcă arată ca să aibă ceva rezultate,
Dar ei mai întâi au trecut printr-un blocaj enorm a Curții Constituționale și a Curții Supreme de Justiție, la dânsă justiția practic n-a funcționat câțiva ani la început. Uh-huh. Au făcut ceva în Ucraina și le-au declarat neconstituțional și asta au încercat Georgia și așa n-a reușit. De aceea vă rog frumos, nu transmiteți că iată noi facem vetting-ul și o să duduie justiția din Republica Moldova. Dar alegerea membrilor CSM, asta înseamnă oameni integri și competenți, asta înseamnă semnal transmis tuturor judecătorilor. S-a terminat epoca în care puteți face mizerii. Pentru că există astăzi suficiente instrumente legale care permit înlăgădurarea din sistem a tuturor celor care fac mizerii. Și deci, dacă noi reușim să construim un Consiliu Superior al Magistraturii care începe pe bune să funcționeze, vă asigur că lucrurile o să se vadă peste un an, doi. Da. Și colegiile, nu doar Consiliul. Foarte puțin timp. Dar asta tot e trebuia să luăm totuși 2 ore și pentru această discuție, pentru că rămân tare multe întrebări. De Procurorul General vreau să vă mai întreb. Pe de o parte, ce se întâmplă cu domnul Stoianoglu? Nici încolo, nici demis, nici repus în funcție. Păi propunerea este pe masa domnului președinte. Și din declarațiile dumneavoastră, înțeleg că a luat o pauză să vadă ce va zice justiția pe actele care au fost contestate în instanță de către domnul Stoianoglu și, respectiv, imediat ce se va pronunța justiția... Nu cred că sugerezi asta, pentru că interimatul funcției de procuror general, din câte înțeleg, poate un an. Poate fi prelungit. Nu, aceeași persoană. Da, poate fi instituit un alt interimat. Un alt interimat, ceea ce nu este, evident, deci, domnul Robu, soluția perfectă. Până la pe 6 octombrie, e ziua mea, el cam trebuie să-și încheie mandatul, da? Și spune domnul Robu aseară, în cadrul emisiunii colegului nostru, că el are de gând să candideze pentru funcția de procuror general dacă va fi organizat un concurs. Asta m-a mirat un pic, pentru că eu, din câte îmi amintesc, legea nu-i permite interimarului să candideze. Sau domnul Robu nu știe treaba asta. Nu, este o altă variantă. Când o să vadă că se organizează concursul, demisionează. Sau poate dumnealui intuiește că concursul nu va fi foarte curând și oricum va fi un alt interimar între. Foarte interesant. Poate, ar putea fi și așa. Sau poate mai speră că o să-i modifici legi. Da. Și asta e posibil. Noi mult îl mai adăpostim pe domnul Riza în Republica Moldova. Nu vă place. Vreau să înțeleg ce facem noi cu cetățeanul, pentru că acolo îl așteaptă. Sunt câteva procese paralele care au loc în privința domnului Riza și, din păcate, la moment nu este pe niciunul dintre ei o soluție finală. Deci ele sunt toate contestate la diverse etape. Uh-huh. Imediat ce va fi o soluție, cel puțin pe unul dintre ele, va putea pleca. Da. Bun. Îi faci publicitate. Eu aud domnul Rizea, în general, doar când vorbiți noastre, doamna Rață, nu, eu nici nu știu dacă el este în Moldova. Eu prima dată vorbesc despre dânsul, mă rog, pur și simplu o întrebare de la colegii jurnaliști din România care zic, da, când ne-l dați, da, când ne-l dați, nu știu. Acum, o să le dau bucățică cu răspunsul dumneavoastră și Bun, vă mulțumim tare mult că ați venit la noi. Doamnelor și domnilor, în partea a doua a emisiunii discutăm despre reforma învățământului superior, despre comasarea unor universități din Republica Moldova, în fapt, sau reformă care a generat palpitații mari unora în Republica Moldova. Revenim cu ministrul Educației în scurt timp. Revenim în partea a doua a acestei emisiuni. Am zis că o să discutăm despre reforma în educație, o reformă anunțată de Ministerul Educației, care a generat forfotă mare în mediul academic. 4 universități vor absorbi alte 5 universități, ca în final să rămână 11 universități în Republica Moldova. Acum avem 16. De asemenea, vor fi lichidate prin absorpție de către universități institutele de cercetare. Am zis să discutăm despre această reformă și să îl rugăm pe domnul ministru al educației, Anatol Topală, să ne explice toată graba, toate dedesubturile și inițiatorii acestei reforme, împreună cu Tatiana Potâng, ex-ministru. Ex-viceministru al educației. Da, bună seara, vă spun. Bună seara. Da, prima întrebare este de ce atât de repede și de ce atât de șocant
ați venit cu această inițiativă, pentru că noi înțelegem că urmează să fie implementată reforma asta până la începutul noului an de studii. Corect, da? Bun. În primul rând, spuneți-ne de ce așa repede. Eu cred că noi prea târziu ne-am apucat de reforma aceasta, nu că am venit prea repede cu ea. Asta posibil poate e o primă reacție a unor persoane din societate, dar noi discutăm despre această necesitate de a reorganiza rețeaua de universități încă din 2015. Chiar a fost adresare după un studiu făcut în 2015 și după care au urmat și alte studii care au menționat aceste necesități. Încă în 2015, în toamnă, a fost expediată o scrisoare după apariția acelui studiu care prevedea în genere să rămână 5-6 universități sau 7 universități în Republica Moldova și de asemenea prevedea necesitatea integrării și cu toate argumentele a integrării instituțiilor cercetare în cadrul universităților. Ministerul Educației a expediat o scrisoare către instituțiile noastre cu propuneri de a fuziona, de a crea consorții, de a se reorganiza singur după anumite principii. Iată că au trecut 7 ani și nu s-a produs nimic din propria inițiativă. De ce? Ați venit cu tancul. Nu este vorba de aceasta. În 2018, iarăși s-a discutat acest subiect, deja a fost făcut cu suportul experților de la FMI. În 2020, atunci când am dat startul proiectul reforma învățământului superior în Republica Moldova, la fel au fost foarte multe discuții. În 2020 au fost comasate două universități, adică absorbite două universități de către o universitate de stat de Moldova. A fost introdusă formula de finanțare per student. De aceea, procesul acesta, eu cred că mediul universitar și mediul academic îl cunosc foarte bine și de ce toți vorbeau astea atunci, dacă au știut că, prea, sau dacă i-ați invitat și ați discutat despre asta. Din reacțiile pe care le vedem în spațiu public, senzația pe care o am eu este că oamenii ăștia au rămas mască atunci când au aflat de această reformă pe care vreți să o faceți. Sau ei joacă teatru sau nu ați comunicat suficient de mult cu ei. Eu nu cred că lumea nu știa și nu s-a discutat. S-a discutat foarte mult și toată informația acum când era digitalizare este publică pe internet, de aceea poate fi verificată câte discuții au fost la acest capitol. Suplimentar, au fost și comasări în 2020, foarte recent. Prin urmare, primul lucru care a fost greșit interpretat a fost că noi am luat o decizie fără ca să consultăm opinia. Noi n-am luat nicio decizie. Noi luni am anunțat intenția noastră de a face această modernizare a universităților care presupune și integrarea instituțiilor cercetare în cadrul universităților. Da. Și șirul evenimentelor a fost următorul. Adică eu m-am întâlnit mai întâi cu toți rectorii și toți directorii instituțiilor cercetare. Am discutat ce ne propunem să facem. După care am făcut această intenția noastră public. După care, din acea zi, în fiecare zi, mă întâlnesc cu 2-3 universități, cu directorul instituției cercetare. Am avut chiar astăzi o ședință de dimineață, în urma care a venit și scrisoarea cu anumite solicitări din partea lor. Deci, dacă vorbim de directorul instituției cercetare, cu toți împreună ne-am întâlnit și luni și astăzi, în care am explicat toate intențiile noastre. Astăzi a apărut și proiectul nostru de hotărâri de guvern, care deja detaliază și aduce toate argumentele pentru această reorganizare și modernizare a universităților și urmează în continuare să fie supus avizărilor în cadrul ministerilor și să fie discutat în public. Prin urmare, respectăm procedurile de avizare și discuții publice a proiectului care noi îl inițiem. Da, în primul rând vreau să aflu părerea dumneavoastră despre această reformă și ca să înțeleg încotro și cum ghidez emisiunea. Bun, în primul rând eu cred că nu s-a comunicat suficient, domnul ministru, și vorbesc acum inclusiv în calitate de victimă, ca să zic așa, directă a procesului de comasare, victimă fericită în sensul în care atunci, în 2020, când Universitatea Academiei de Științe a Moldovei a fost absorbită de Universitatea de Stat din Moldova și a fost de asemenea absorbit și Institutul IRIM.
Atunci s-a discutat într-adevăr, dar la acea etapă nu s-a menționat, deci cu 2 ani în urmă încă, nu s-a menționat despre iminența unor reforme în gabaritul ăsta, da? Uh-huh. Deci în amploarea aceasta. Aveți dreptate că, într-adevăr, s-a vorbit despre necesitatea reorganizării, restructurării sistemului de învățământ superior, niciodată cu niște finalități clare, cu niște concluzii clare. Plana așa ca o sabia lui Damocle în mediul academic universitar, ideea aceasta, dar niciodată Ministerul Educației în această perioadă, de la 2016 încoace, nu a venit cu niște pași concreți, cu un program de reformă eșalonat, de exemplu. Să spună, iată, în 2 ani urmează să se întâmple cu tare lucru și așa mai departe. Acum, despre faptul că zilele astea se comunică cu directorii de institute, da, sau cu directori, cu rectorii, da, se comunică, dar mie mi se pare că cea mai mare problemă în cazul acestei reforme este tocmai de comunicare, pentru că nu s-a comunicat înainte, cu cel puțin un an de zile, de la începutul anului de studii, cel puțin, ar fi trebuit să fie preveniți și cadrele didactice și managerii instituțiilor vizate nemijlocit, sau cele care vor fi afectate, și să se poartă niște discuții publice chiar. De ce să nu participe societatea? Pentru că până la urmă vizează 10.000 de studenți care sunt părinții acestor studenți, cărora le pasă probabil ce fel de diplomă vor avea la absolvire. Sigur, pentru că asta înseamnă că, da, asta înseamnă că se trezesc peste noapte că au intrat la o universitate și vorbesc acum iarăși în cunoștință de cauză, știu acum cum au reacționat studenții noștri. Pentru că noi nu ne-am opus acestei, noi suntem conștienți că a fost un gest corect, justificat, argumentat, despre care s-a comunicat. Noi ulterior a trebuit să preluăm managementul instituției de atunci, a trebuit să preluăm mesajul și să-l ducem la studenți, pentru că studenții au început să se revolte și să zic, uitați, noi am intrat la Universitatea Academiei, noi vrem să absolvim Universitatea Academiei. Uh-huh. Acum nu vrem să ne trezim la altă universitate. În cazul acesta s-au precipitat lucrurile, nu s-a comunicat. Și de aceea, iată, valul acesta de nemulțumiri, de supărări, de forfot, așa. Pe care le-am văzut așa, inclusiv în formă scrisă. Dacă ați văzut, mai multe comunități academice au transmis tot felul de scrisori în care se opun acestei reforme. Și atâta timp cât eu așa înțeleg lucrurile, când nu o să existe un consens în interiorul Breslei, a mediului academic, o să vă fie destul de greu să mișcați carul ăsta, care nu este unul foarte ușor. De asta zic, nu știu, de asta prima întrebare a fost, de ce așa repede? Deci vreau să mai menționez încă un lucru cu privire la comunicare. Da. Deci noi recent am finalizat proiectul Strategie Educație 2030. În acel proiect este foarte clar scris despre numărul foarte mic de studenți, despre necesitatea intervenției pe rețeaua de instituții de învățământ superior. Uh-huh. Acest proiect s-a discutat 2 ani la rând. Uh-huh. Proiectul Strategiei Educației. Și chiar recent, în mai sau iunie, noi am finalizat acest proiect și a fost o conferință largă în care am aprobat principalele prevederi și, dacă nu greșesc eu, la obiectivul nou în cadrul acestei strategii, este exact acest lucru. Adică, din punctul acesta de vedere, au fost dezbateri largi acestui proiect de educație 2030 și acolo sunt aceste prevederi. Acum, dacă vorbim concret cum vedem noi această intervenție pe structura universităților și a instituțiilor cercetare, a fost anunțat luni. Exact deja cum vedem noi reorganizarea. Dar este foarte important să vorbim despre esență. Despre esență, da. Adică, sigur să că o să vorbim despre conținut. Vrem să înțelegem avantajele și dezavantajele. Da. Sigur că o să le analizăm. Care încă timp în emisiunea asta? Vreau să interveniți. Da, vreau să întreb în punctul nou, obiectivul nou din strategie. Doar nu sunt vizate nominal instituțiile care urmează să fie. Despre asta e vorba. Da, deci pe ansamblu s-a zis și toată lumea este de acord că este nevoie
de o reformă structurală în învățământul superior din Republica Moldova. Dar atâta timp cât nu sunt numite instituțiile care vor fi nemijlocit afectate, ca ele cumva să fie pregătite și să vină cu propuneri. Deci, adică în act, nu... În strategie. Nu este? Păi asta nu am întrebat. Clar că nu putea să fie, nu putea să fie o listă. Deci, în mod general, foarte larg, așa scris, că da, urmează să se producă reforma structurală. Aha, deci, dar asta, fiecare dintre ei se gândeau cum îi dă-și vizează. Da, da, da. Deci, psihologia tuturor este asta. Deci, o reformă care, cine știe, o treci pe alături. Deci, noi tocmai am anunțat, noi am anunțat lista deja concretă, dacă e vorba, că toți conștientizăm că trebuie reorganizat. Noi am anunțat-o în perioada în care tocmai nu trezim prea multe discuții pe studenți. Pentru studenți, de exemplu, deci noi am considerat că această comunicare și această reformă trebuie să se întâmple după procesul de absolvire a studenților și până la perioada de admitere și cu timp suficient ca să organizăm admitere. Asta a fost și a fost necesar de a pregăti toate și documentul respectiv și toate analizele ca să știm exact cum dorim să reorganizăm aceste instituții. Acum, în calitate de angajat la Departamentul Comunicare, trebuie să vă spun, la Universitatea de Stat de Moldova, trebuie să vă spun că totuși reforma ar fi avut o șansă mai mare de succes dacă ați fi avut un proces de comunicare pe interior, în interiorul sistemului, între minister și toate managementul instituțiilor vizate, da, și pe o comunicare exterior, pe exterior cu societatea. Și toată lumea avea să fie pregătită pentru această reformă. În timp de un an de zile se discuta, toată lumea se pătrundea de importanța acestei reforme. Eventual veneau cu propuneri, avea toată lumea să știe că este și ei sunt întrebați. Adică lista asta era importantă ca ea să fi fost cunoscută de zile, mai demult. Eu am impresia că șansele ar fi crescut mult mai mult de succes aceste reforme dacă s-ar fi comunicat. Bun, hai să luăm cumva pe conținut ca să înțelegem ce a determinat această reformă în primul rând. De ce ați considerat că ea trebuie făcută? Desigur că pentru toată lumea este clar că la circa 59.000 de studenți, 24 de universități în țară, asta este un număr mare, fiindcă avem în total acum 24 de universități, 16 instituții publice și 8 private. Private. Prin urmare, și avem universități în care numărul este foarte mic și 100 și ceva de studenți. Și normal, pleacă lumea din țara asta, mai ales tineri, aleg din universități străini. Cu 7-8 ani în urmă aveam de două ori mai mulți studenți, iar bugetul, cu același buget, noi acum învățăm mai puțin studenți și nu putem oferi un sistem bun, atât pentru cadre didactice, fiindcă noi dispersăm resursele. Și atunci ideea de bază este să concentrăm resursele umane și financiare pentru a crea în cadrul universităților condiții cât mai bune, atât pentru cadre didactice, pentru cercetători și pentru studenți. Uh-huh. Aceasta este prima esență a acestei reforme, concentrarea resurselor pentru a beneficia de mai mulți bani pentru educație și cercetare și mai puțin pentru administrare. Adică efectul să fie pentru beneficiarii direcți, pentru studenți, prin programe mai bune, prin dotări mai bune în universități, prin salarii mai mari pentru cadre didactice și condiții mai bune de activitate. În afară de aceasta, ne-am dorit să, în afară de concentrarea resurselor, să aducem mai aproape cercetarea de predare de studenți, astfel încât cercetătorii noștri să poată participa mai activ la pregătirea resurselor umane. Aceasta este foarte important. De asta ați decis ca universitățile să le integrăm institutele de cercetare în universități și vreau să menționez că pentru institutele de cercetare ele vor fi instituții, deci în structura universităților ele vor fi institute de cercetare cu această titulatură în cadrul universității și cu finanțare separată pentru domeniul cercetării prin care noi vom dori să dezvoltăm domeniul cercetării. Uh-huh. Ne dorim, iată, situația acum cu institutele de cercetare care este. În 2019 s-a produs un concurs în care s-au scos în concurs toți banii care erau destinați pentru cercetări, pentru cercetători,
A fost un concurs care foarte mult a fost discutat. La început de 2020, prin finanțarea instituțională, am încercat să păstrăm cumva toate instituțiile și cu finanțarea instituțională suplimentară față de cea care s-a dat pentru proiecte, să menținem acele colective de cercetători. Și acum ei sunt angajați toți pe o perioadă determinată, au finanțare până la sfârșitul anului 2023 și noi vrem, prin această reorganizare și această modernizare, să asigurăm locuri stabile pentru toți cercetătorii noștri în structuri care vor fi create în cadrul universităților, deja după un alt algoritm decât este structura acum. Ce vor face anume în cadrul universităților? Vor face cercetare. Spuneați că vreți să-i apropiați de studenți. Adică interacțiunea cu studenții cum se va produce? Se va produce prin modul în care ei vor fi împlecați și în predare. Unii din ei, alții vor conduce doctorate, alții vor conduce teze de licență sau de master. Vor invita studenții în laboratoare și vor explica și vor atrage studenții în cercetare prin implicarea lor în diverse activități, chiar dacă poate nu au un proces de predare. Sunt multiple interacțiuni, colaborări în realizarea unor proiecte. Lumea trebuie să fie cât mai apropiată. Dacă noi nu vom crește tânăra generație, atât pentru domeniul cercetării, cât pentru domeniul învățământului superior, noi nu dăm nicio șansă acestor două sectoare să se dezvolte, fiindcă noi avem foarte puțin tineri în cercetare și aceasta s-a produs de 20 de ani, foarte puțini au venit. De aceea, necomasând aceste resurse, noi nu putem să oferim șansă ca aceste sectoare să se dezvolte. Foarte multe discuții se... Și doar al treilea element care am vrut să spun, concentrarea resurselor, apropierea cercetării de predare și cu impact asupra pregătirii calitative resurse umane. Și al treilea element, aceasta este prima reformă care nu ne dorim să economisim. Dorim să investim suplimentar pentru a moderniza universitățile și domeniul cercetării. Și vom investi 700 de milioane de lei în modernizarea învățământului superior, dintre care 500 de milioane se vor da sub formă de grant universităților pentru a moderniza infrastructura, adopta laboratoarele și a-și dezvolta programele de studii. Vrem să înțelegem, pentru că am văzut în diferite discursuri de ieri, de exemplu, această temere că, iată, ne reorganizează pentru că cineva a pus ochii pe niște încăperi sau pe niște suprafețe, terenuri pe care acum le deține universitatea cu tare. Deci vrem să înțelegem ce urmează să se întâmple cu instituțiile care sunt absorbite. Procesul de absorbție prevede că toate proprietățile, deci o universitate mai mare absorbe alte universități mai mici sau integrăm instituțiile cercetare cu toate proprietățile care le au și cu toate relațiile contractuale care le au, fie că acestea sunt parteneriate interne, fie că sunt parteneriate externe, proiecte în consorțiu cu universități interne, toate acestea se păstrează în noua structură. Și cel mai important, iarăși așa un termen utilizat, că lichidăm sau nu va mai exista. Din potrivă, ce înseamnă că integrăm o universitate în structura altă? Asta înseamnă că tot colectivul, toate proprietățile Universității Agrare trec la Universitatea nouă, Universitatea Tehnică din Moldova și toate cadrele didactice, desigur că sunt transferate la UTM, și ele vor continua procesul la specialitățile care sunt. În UTM se va face, nu știu, secții speciale pentru cei care vin de la Universitatea Agrară sau cum? Deci noi sau facultăți speciale? Statul, prin comanda de stat, finanțează pregătirea resurse umane pentru domeniul agriculturii. Desigur că Universitatea Tehnică va avea câteva o facultate sau două facultăți, vor decide împreună cum își organizează structura, astfel încât aceste facultăți să fie responsabile de pregătirea resurse umane pentru sectorul agronomie, zootehnie. Înțeleg că Universitatea Agrară avea niște suprafețe unde făceau tot felul de teste. Toate acestea trec la Universitatea Tehnică și facultățile și cadrele didactice și științifice care vor activa în cadrul Universității Tehnice vor utiliza aceleași proprietăți, aceleași baze pentru practică
Deci, și atunci eu nu înțeleg care e schimbarea. Sens, care, în ce constă, dacă rămân, deci după logica reformă aceasta, rezultă că optimizările se vor produce la nivel de rectorat și de rector. Explicăm. Un rector și 2-3 prorectori. Atât. Trebuie deci asta vor fi optimizările, deci, doar. Și rest, dacă rămân intacte instituțiile ca structură, deci Universitatea Agrară, atunci care e logica acestei... Ca proprietăți. Noi am vorbit acum de proprietăți, unde se duc proprietățile. Uh-huh. Aceasta nu înseamnă că spațiile... Aceasta nu înseamnă că spațiile vor fi utilizate eventual în același format, fiindcă în funcție de câți studenți vor fi și integrând careva posibilități care sunt deja într-o universitate mare. Sunt foarte multe aspecte ca să înțelegem până la urmă profunzimea acestei reforme. De asta era pe lângă... de comunicare. Păi iată și comunicăm. Am dat startul luni și comunicăm în continuare. Și mulțumim pentru această ocazie. Deci, ca să transmitem la cât mai multă lume esența la ceea ce ne propunem să facem. Deci, după această reorganizare a instituțiilor, e clar că vom specializa universitățile în pregătirea cadrelor didactice. Noi avem situația acum când, de exemplu, economia și drept se pregătește în 15-17 universități. Noi nu avem atâta resursă umană ca să asigurăm calitativ procesul educațional acestei specialități în 15-17 universități. Noi știm unde este competența cea mai bună de a pregăti specialiști în drept sau în economie. De aceea, în urma reorganizării, pe urmă vom redirecționa comanda de stat, adică locurile bugetare, evidențind specificul pentru fiecare universitate. De exemplu, acum și Agrara are majoritatea locurilor studenților la aceste două specialități, drept și economie. Acei care sunt la sectorul, deci circa 30-40% doar din numărul de studenți la domeniul agriculturii. Prin urmare, și UTM are, de exemplu, la drept economie, sigur că în cadrul noi instituții, doar studenții care au fost înmatriculați deja și sunt la anul 2 sau 3, aceia vor continua la aceleași programe în baza celorși taxe de studii. Dar noi, comandă de stat, nu o să mai dăm la drept la UTM, chiar dacă două universități care s-au integrat în una au avut așa specialitate. Și iată așa vom redirecționa comanda de stat și vom, fiindcă efectul trebuie să fie, de ce concentrăm resursa umană? Vrem să concentrăm resursa umană pe domenii. Adică Institutul de Matematică să fie alături de Facultatea de Matematică, în cadrul aceleși instituții, ca să creăm echipe mai mari, ca ele să aibă mai multe posibilități de a câștiga proiecte internaționale, proiectele naționale, proiectele bilaterale și așa mai departe. Domnul ministru, dumneavoastră vorbiți despre concentrarea pe domenii și în același timp, drept exemplu, folosiți două instituții care au domenii absolut diferite. Exact. Vorbiți despre Universitatea Agrară, cu profil agrar, și Universitatea Tehnică. În general, lista aceasta de universități propuse pentru absorpție este foarte nuanțată, ca să zic așa. Fiecare instituție, pe mine, ar fi trebuit să fie abordată diferit, pentru că fiecare dintre ele are un profil special. Și cred că nimeni nu are niciun fel de dubii în privința Universității din Taraclia, care este într-adevăr o universitate minusculă, da? Deci cu un număr mai mic de studenți decât în cea mai ordinară școală din Republica Moldova. Nu se pune problema că este nevoie să se reorganizeze, să fie lichidată, ca să zicem așa. Dar în această universitate, Universitatea din Taraclia, se pregătesc într-adevăr specialiști pe un domeniu care există la Universitatea Creangă. Deci acolo n-ar fi fost o problemă să se facă această integrare, inclusiv la nivelul studenților, a departamentelor, a cadrelor didactice. Deci pe domenii, așa cum spuneți, dincoace, când vorbim despre Universitatea Agrară, domeniile sunt incompatibile. Asta presupune că sau vor fi lichidate niște departamente, și în cazul acesta noi vorbim despre, nu despre numărul de studenți, trebuie să vorbim despre ce se întâmplă cu un program de studii, cu un domeniu care pregătește specialiști de înaltă calificare, da, într-un domeniu. Trebuie să înțelegem că dacă vor fi puțini studenți la zootehnie, de exemplu, nu vor mai pregăti în genere în Republica Moldova, da, specialiști în zootehnie. Sau dacă vor fi un număr mic de studenți, nu știu, la agronomie, de exemplu. Da. Pentru că, într-adevăr, ele nu sunt niște specialități cotate.
Și nu este un secret pentru nimeni că dreptul și economia la Universitatea Agrară au fost întotdeauna au figurat în programul de stat, în planul de înmatriculare, doar pentru ca această universitate să subziste, da? Ca să existe. Să atragă studenți totuși. Da. Nu era mai simplu în cazul ăsta să nu se dea admitere la economie și drept, exact, și să rămână cu toată infrastructura, cu toate tradițiile, cu toate departamentele, istoria, și din potrivă, care este și una din potrivă mare. Abordarea aici ar fi fost, după mine, institutele, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie, de Genetică și Protecția Plantelor, în loc să fie trecute la USM, să treacă și să se fortifice componenta aceasta de cercetare în domeniul agriculturii, și să mergem pe ideea să avem specialiști în agricultură de performanță. Deci, de asta zic, abordarea trebuie să fie nuanțată și diferită pe fiecare instituție în parte. Pentru că Academia de Administrare Publică are un profil, Universitatea din Tăraclea are alt profil, Universitatea Agrară are, Universitatea de Educație Fizică și Sport are alt profil. Și atunci, această reformă făcută așa, cu hap, ca pentru toți în aceeași manieră, de asta a șocat. Da. Și cumva lasă loc de interpretări și de neînțelegeri. Mă uitam imediat. Numai o paranteză fac aici. Eu acum chiar vreau să ajut să iasă bine. Și lucrurile astea nu mă întreb numai eu, se întreabă toată. Mă uitam la postarea lui Vitalie Ciobanu, tot la subiectul ăsta. Nu știu dacă ați citit-o. El vorbește despre pericolul sau riscul de a face un colhoz din toată această reformă. Și ceea ce spuneți dumneavoastră este exact în contextul logicii pe care o descrie domnul Ciobanu acolo. Haideți să explicăm. Da. Uh-huh. Dacă o să urmărim proiectul care noi l-am publicat astăzi, o să atragem atenția că exact pe similitudinea programelor care sunt majoritare în aceste universități, are loc această comasare, cu mici excepții. Dacă chiar să vorbim de Universitatea Agrară și Universitatea Tehnică, da, majoritatea programelor care le desfășoară Universitatea Agrară le are și Universitatea Tehnică în acest moment. Doar segmentul de agricultură, ce ține de domeniul agriculturii, este diferențiat pe anumite aspecte. Dar numărul acestor studenți este foarte mic. Dacă noi vom lăsa Universitatea Agrară separat și doar cu locuri bugetare pentru sectorul agrar, ea nu va supraviețui. Și noi am discutat asta și au recunoscut colegii din cadrul universității și din cadrul ministerului că aceasta va fi o dificultate enormă pentru ei. Dar, dacă vorbim de concentrarea resurselor, am avut în vedere, în primul rând, cercetătorii și cadre didactice științifico-didactice. Prin urmare, este și elementul acesta de similitudini în programe. Și v-am explicat, o să analizați proiectul și o să vedeți că majoritatea specialităților care acum și le-a dezvoltat până acum Universitatea Agrară sunt similare cu cele de la Universitatea Tehnică. Faptul că noi, Universitatea Tehnică de Moldova, absoarbe Universitatea Creangă, asta nici de cum nu înseamnă că noi nu vom produce specialiști pentru, nu vom pregăti specialiști pentru sectorul agrar. Din potrivă, noi ne dorim să-i pregătim mai bine și mai mulți. De aceea, și este important ca universitățile să-și permită, într-o universitate mare, Universitatea Tehnică din Moldova va putea chiar susține pregătirea suplimentar acestor studenți în domeniul agricol. Dacă luăm cealaltă fuziune, Universitatea Creangă, Universitatea din Tiraspol, două instituții de formare continuă, Universitatea din Tăraclea, noi aducem împreună tot ce ține de pregătirea profesorilor. Și cu privire la Universitatea din Tăraclea, ea se va desfășura procesul chiar în Tăraclea, ea va fi o filială a acestei universități. Și aducem împreună tot ce ține de pregătirea pedagogilor și dorim să fortificăm și să modernizăm această universitate și să creăm un centru de formare continuu pentru profesori, astfel încât să corespundă cerințelor de astăzi. Universitatea de stat de Moldova este o universitate clasică cu multiple specialități. Dacă integrăm acolo pregătirea sportivilor, eu nu văd nicio problemă. Este păstrat sediu, este pregătire acolo unde este o structură, o infrastructură necesară pentru a pregăti acest domeniu. De aceea, toate aceste lucruri sunt luate în considerație, doar că
trebuie să analizăm proiectul, trebuie să explicăm, vor fi discuții în care vom putea să explicăm mai mult esența acestei reforme. Da, vreau să vă întreb despre cadrele didactice. Pentru că am văzut, asta este un segment pe care se speculează, poate nu se speculează, despre posibila demitere a unor profesori și dumneavoastră spuneți că se va concentra, se vor fi cumva concentrați profesorii sau cadrele didactice care înregistrează performanțe, vor fi concentrate și vor avea elevii sau studenții posibilitate să beneficieze de studii mai bune. Dar revenim la subiectul ăsta după o scurtă pauză de publicitate. Revenim cu ultima parte a emisiunii. Am zis că să discutăm în această parte, începem să discutăm despre profesori. Vrem să înțelegem în primul rând ce se întâmplă cu oamenii, pentru că înțelegem că vor fi totuși unele disponibilizări. Cel puțin e o concluzie pe care o extrag din ceea ce ați spus, că vor fi selectați cei mai buni și vor fi păstrați. Unii nu vor fi păstrați, înțeleg. Eu am spus că noi vom concentra resursele. Eu nu-mi doresc ca din această reformă să pierdem vreo persoană bine calificată. Vorbim aici de cercetători științifici, de cadre didactice și științifico-didactice. Prin urmare, toate aceste persoane doar sunt integrate într-o instituție. Dacă vorbim de cercetători, la noi în proiect este foarte clar scris că structura care este dictată de implementarea proiectelor care au fost aprobate încă la început de 2020, această structură este obligația universităților să fie păstrată până la sfârșitul anului viitor. După aceasta am menționat mai devreme că vor fi create structuri noi în funcție de necesitățile statului de cercetători care avem cu locuri suplimentare pentru a fi suplimentat pentru tineri cu programe de atragere a tinerilor în cercetare. Eu vă asigur că universitățile mari vor trebui să asigură o gamă largă de servicii, în afară de pregătirea la licență, la masterat, în afară de efectuarea cercetărilor științifice. Noi trebuie să creăm mult mai multe servicii pentru companiile, întreprinderile noastre, mici și mijlocii mai mari, astfel încât să răspundem necesităților acestei companii pentru a dezvolta economia. De asemenea, rolul universităților este să ofere cursuri suplimentare, formări suplimentare, recalificări, formare continuă pentru toate tipurile de angajați. Eu aș fi foarte mulțumit dacă această resursă umană care o avem acum în universități și instituții de cercetare să fie suficientă pentru a asigura această gamă de servicii care trebuie să fie produse de universități. Deci, universitățile trebuie să ofere cât mai mult sprijin pentru agenții economici, pentru companii, astfel încât să producem resursa umană necesară companiilor și să ajutăm companiile să se dezvolte. Și la rândul său, companiile tot trebuie să vină cu sprijinul universității, să aibă colaborări reciproc avantajoase, astfel încât să susțină universității în pregătirea cadrelor. Ori noi avem domenii foarte evidențiate deja din legătura universităților cu mediul de afaceri, asta este domeniul IT. Încă de prin 2006, eu știu că este foarte strânsă legătura, fiindcă deja de pe băncile universității erau căutați studenții. După 5-6 ani erau căutați din anul 2, iar acum sunt căutați din anul 1 și companiile oferă posibilitatea în perioada studiilor și să activeze în aceste companii. Iată, tot așa trebuie să dezvoltăm fiecare sector care este necesar de dezvoltat la noi în țară. De aceea, cu siguranță, fiecare dintre cadrele calificate va avea de lucru și încă va trebui să căutăm resursul uman și să formăm resursul uman pentru a răspunde tuturor necesităților. Da. Mă gândesc că acum vorbeați, dar eu mă gândeam, dar tinerii din Republica Moldova, ei oricum, eu acum gândesc ca tată, da? Care copiii căruia tot au plecat în afara țării la studii. Și mă gândesc, valul ăsta de tineri care pleacă, el poate fi oprit în opinia dumneavoastră? Pentru că degeaba, acum comasați 5 universități, peste câțiva ani o să veniți și o să spuneți că stați că au mai plecat vreo 20.000 de copii, elevi, da? Studenți.
Mai comasăm câteva universități pentru că nu vrem să le încălzim iarna aiurea. Da? Deci asta are un final? Tocmai că dorim să creăm la noi în țară universități competitive, nu doar pentru țara noastră, dar și pentru regiune. Creând universitățile acestea mari, ele vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale și ele vor fi mai atractive atât pentru tinerii noștri, cât și pentru studenți din regiune sau din alte părți. Ori noi avem acum trei universități, care una dintre ele e poziționată pe locul aproape 3.000 într-un clasament, alta pe locul 5.000 și ceva și alta pe locul 7.000 și ceva. Dar mai depinde și de managementul, de interesul, de promovarea pentru a acapara studenții străini, fiindcă pe locul 7.000 și ceva este universitatea care tocmai are cei mai mulți studenți străini, fiindcă a depins de un management care a putut să atragă acești studenți. Dar, creând universitățile acestea mai mari, noi oferim mai o diplomă mai bună pentru studenți, ea este mai bine poziționată în clasament, respectiv diploma este cu altă pondere și mai bine recunoscută. În plus, într-o universitate mare, studenții au mai multe oportunități. Admitem că un student a venit la anul întâi, el dorește să obțină o anumită specialitate. Prin anul 2-3 a mai găsit o posibilitate de angajare, a înțeles că trebuie să mai studieze anumite discipline. În universitatea care este mai mare și oferă mai multe posibilități, el poate să mai învețe câteva discipline, să mai ia câteva cursuri și să obțină o calificare mai bună pentru a-și realiza profesia. Deci sunt mult mai multe oportunități într-o universitate mare. Ori, Universitatea de Stat de Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, chiar dacă nu sunt suficient de mari, dar sunt cele mai mari cu cel mai mulți studenți de la noi, au demonstrat că ele altfel în ultimul timp s-au dezvoltat. Ei mai ușor atrag diverse proiecte de la diferiți parteneri, de la diferite proiecte internaționale. Ori, noi ne dorim ca aceste echipe de cadre științifico-didactice de universități să fie suplimentate și cu echipele de cercetători din instituțiile de cercetare. Astfel, echipele fiind mai consolidate vor putea mai mulți bani să atragă din proiectele internaționale. Doar programul Orizont Europa este un program european la care noi am aderat și acolo fondurile pentru acest program sunt de peste 95 de miliarde de euro. Prin urmare, noi ne dorim să oferim un sistem și posibilități echipelor de cercetători noi ca să fie mai consolidate și mai competitive în concursul acesta de proiecte. Da, doamna Pătâng, dumneavoastră vedeți vreo soluție legată de plecarea tinerilor? De ce instituțiile din afara țării sunt mai preferate de tinerii din Republica Moldova? Până la urmă, eu nu știu în ce măsură această reformă a învățământului superior îi va demotiva pe elevi, pe absolvenții liceelor de la noi să plece. Pentru că lucrurile sunt mult mai, trebuie analizate mult mai larg. Ei nu pleacă numai, deci copiii, absolvenții noștri nu pleacă în România, de exemplu, la studii. Cei mai mulți totuși în România se duc. Nu, pentru că, nu știu, Universitatea Tehnică sau care, Universitatea Agrară are un loc mic în rankingul ăsta al universităților internaționale. Pleacă pentru că nivelul de trai este prost, pentru că vor niște salarii competitive după ce absolvesc universitatea, iar Republica Moldova, pe ansamblu, nu le oferă asemenea oportunități, pentru că diplomele din universităților din România totuși sunt diplome recunoscute europene și lucrul acesta, oricât de buni ar fi profesorii noștri din universitățile noastre, sunt, eu nici nu zic că nu sunt, din păcate, asta nu influențează calitatea documentului final, sau în sensul în care vorbim despre statutul documentului final pe care îl iau copiii. Deci, nu știu în ce măsură această reformă i-ar determina pe absolvenți să rămână la noi. Dar este salutabilă ideea în sine, pentru că oricum nu putem să rămânem în paradigma în care funcționa până acum sistemul nostru de învățământ superior. Eu sunt absolut de acord că nu putea să rămână. O reformă era neapărat să se producă. O reformă structurală.
Noi discutăm acum despre nuanțe, despre cum se face și dacă nu era mai bine să mergem mai eșalonat, cum am zis în pauză, să vedem care sunt instituțiile care pe domenii se integrează mai ușor, unde numărul de cadre didactice este mai mic, unde, cum am zis, nu o să curgă atât de mult sânge și ulterior să vedem care, să ducem la capăt o reformă după care să o începem pe cealaltă. Poate era ok să se meargă mai întâi cu universitățile, pe urmă să se meargă cu cercetarea. Cu institutele de cercetare. Și aici, în cazul acesta, dacă am fi avut deja la o etapă niște rezultate pozitive, da, am fi putut spune, da, exact, am fi putut spune, uitați că noi ne mișcăm înainte, lucrurile merg bine, deja după un an de reformă putem zice că rămâneți copii aici. Și nici nu, asta nu știu în ce măsură i-ar determina, dar ar fi fost un argument până la urmă. Deci dacă vorbim de ce ar fi atractive și care diplome ar fi mai apreciate sau mai cu o pondere mai mare, eu cred că totuși e important clasamentul, deci poziția universității în clasamentul internațional, fiindcă noi avem și noi universități poate mai bine poziționate decât unele universități din spațiul european. De aceea, cred că clasamentul este mult mai important. Dar clasamentul dacă, în funcție de ce se face? În funcție de mai multe criterii. De criterii care, de la, da, este un număr de publicații, proces, spații, profesori. Da, și este în fiecare an se renoiește și se poziționează acest clasament. De aceea, acesta este un aspect, în opinia mea, foarte important, dar ca tinerii să nu plece. Este o chestiune informală, până la urmă, domnul ministru. Când vorbim despre o universitate din România, vorbim despre o universitate europeană, un student care absolvește o universitate de la, de la Oradea, de exemplu. Da? Deci, el știe că a absolvit o universitate europeană și cu diploma aceasta se angajează pe domeniul pe care l-a absolvit. Bine, dacă chiar și facem referire la studii din 2015, acolo chiar a arătat un exemplu la acel moment că cinci universități de noastre nu valorau cât una din poziționate în România, în care sunt universități la București, la Cluj, universități foarte mari. De ce? Poziționarea în clasament și însăși universitatea mai mare care oferă mai multă competență, este concentrată mai multă competență, cu siguranță oferă tinerilor mai mult. Acum, din perspectiva intervenției mici, noi nu avem timp, noi acum trebuie să oferim tinerilor și am obligația, în calitate de ministru educației și cercetării, să ofer tinerilor condiții mai bune de studii și cadrelor didactice salarii mai bune. Intervenții mici nu ar fi adus beneficii imediate nici într-un fel. Trebuie intervenții tocmai, chiar și mai radicale decât au fost anunțate, astfel încât să oferim sistemului de învățământ superior și sistemul de cercetare posibilitatea să se dezvolte. Numai prin concentrarea de resurse, fiindcă aceasta permite și mai ușor să modernizezi infrastructura de cercetare, să oferi salarii mai bune, să oferi condiții mai bune studenților pentru predare, dotări în sale de clasă, în laboratoare, cămine mai bune și așa mai departe. Cu salariile, că înțeleg că după această reformă salariile profesorilor, cadrelor didactice care lucrează în universități ar urma să crească. Pe baza la ce cresc, din contul la ce și cu cât? Dacă puteți să ne dați niște cifre. Bănuiesc că ați făcut niște calcule la întregii aceste reforme. Cu cât pot crește, trebuie de făcut calcule suplimentare și trebuie de văzut cum își vor organiza universitățile în interior. Dar având în vedere faptul că eu am spus mai devreme că un număr de două ori mai mic noi îl de studenți îi învățăm cu același buget, asta desigur că dacă concentrăm resurse se oferă mai multe șanse. Deci din calculele noastre optimizările, deci concentrarea resurselor oferă multiple oportunități. Resursele vor fi mult mai multe date în universități pentru modernizare, pentru a-și dezvolta programele. În plus, eu ce vreau să menționez, acele 500 de milioane care vor fi investite în următorii, deci chiar începând cu luna următoare vor fi anunțate peste 250 de milioane care vor fi acordate acestor universități și într-un timp foarte scurt, cel maxim un an, va fi anunțată următoarea etapă.
aceasta va fi un sprijin enorm pentru universități de a-și moderniza infrastructura și a-și dezvolta programele. Și înțeleg. Aceasta este prima reformă prin care noi susținem, ca să vedem numai într-un an, doi, trei, universitățile mult mai ultima întrebare modernizate scurt, și mai bine, colegii noștri de la sport m-au rugat să vă întreb când vom avea un secretar de stat pe domeniul sportului. Pentru că nu există un... Eu sper că foarte curând, dar acum e desemnat unul din secretari care este responsabil și de domeniul sportului. Cine este? Galina Rusu acum este responsabilă și de acest domeniu. Da. Bun. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor. Încheiem aici. Noi ne revedem joia viitoare. Numai bine! Sunt Vitalie Călugăreanu și vă invit să urmăriți Cabinetul din Umbră și pe canalul nostru de YouTube, Jurnal TV. Acolo o să găsiți un playlist cu toate emisiunile precedente. Abonați-vă ca să fiți la curent cu realitatea!